Cei care s-au născut în semnul săgetătorului continuă să se lupte pentru bani, bunuri, avere, echilibru material și mai ales posibilitate de refacere. Ei sunt persoane care, să spunem, ca o metodă, au și foarte multă chipzuință, au un instinct. Al lucrurilor legale, normale sau al lucrurilor vizibile, făcute la lumina zilei și corecte. Ceea ce este perfect. Și nici nu intră în contradicție cu provocările materiale, doar că acestea sunt extrem de încurcate și uneori ei își fac scrupule în ideea în care, dacă ar fi, cum zice românul, să dea cu barda în Dumnezeu ca să se facă dreptate, atunci sigur vor leza niște oameni, vor sacrifica niște persoane, vor nemulțumi. Niște rude, așa încât, deocamdată, există multă circunspecție. Și această stare de îndoială se va accentua în prima parte a zilei de 9 aprilie, apoi în a doua parte a zilei de 9 aprilie, și apoi pe 10 și 11 sunt posibile conversații inteligente, spor de informații, cunoașteri sau cunoștințe. Care au o doză de suspiciune. E ceva suspect, e ceva neregulă. Multe lucruri pe care le aud par incredibile, par ușor deformate, pa chiar pot să o ia și ca pe o provocare. Adică, Chiar nu le vine deloc să creadă că ceea ce a ajuns la urechile lor este adevărat, și atunci înclină să creadă că toate acestea au fost rostite pentru a-i pune pe ei la încercare să vadă cum reacționează dacă ar fi să fie așa cum uh, anticipează o anume știre. Poate că, totuși, nu sunt atât de false și de exagerate. Poate că nu sunt niște enormități ceea ce aud, văd sau ceea ce trăiesc în postură de martori. De aceea, dincolo de ciudățenie, de inedit și de bizarerie, săgetători ar trebui să ia aminte, poate chiar ca la un semn, ca la o atenționare reală care se îndreaptă spre ei și um, dublate de prudența de a nu se pronunța în public, de a nu spune ce crede despre om sau eveniment, de a nu da verdicte, de a nu formula calificative, de a nu rosti critici, de a rămâne circunspecți și dacă ar putea să rămână și tăcuți, ar fi extraordinar. Drumurile nu sunt viciate și nu sunt măcinate de riscuri de accidente, așa încât, în bună regulă, ele pot fi onorate. Între 11 aprilie seara și 14 aprilie dimineața probleme casnice și domestice banale adică niște zile care nu pot fi definite și conturate, zile dintre cele care se duc într-un anume fel mai puțin util, fără să faci ceva concret, fără să muncești cu spor, poate și din cauza faptului că săgetătorii vor fi înclinați să nu se ambaleze atât de mult într-o activitate obositoare fizic, solicitantă intelectual, vor dori să se odihnească, să aibă mai mult timp liber, să se ocupe de latura recreativă a vieții. În sfârșit, între 14 și 15 aprilie, sentimente fervescente: cei tineri sunt cei mai implicați sau afectați pentru că. Le induce o dorință, aș spune, chiar o sete de aventură. Vor să trăiască mult, intens, puternic. Ei sunt plini de viață, sunt dornici de confruntări, de să facă sport, să participe la întreceri, la competiții, să se distreze, să danseze, să facă tot felul de lucruri care să permită corpului lor să se miște, degajat și să le dea senzația de plenitudine fizică, de sănătate de plină, de vigoare, trupească, ceea ce nu este nimic rău. În toate aceste ipostaze și dorințe de ale lor de a trăi și de a se simți bine, se înscrie un foarte puternic impuls de a avea tot felul de aventuri, nu una, ci mai multe, dar toate acestea sunt trăite destul de haotic. Latura sentimentală e mai puțin armonică. Nu aduce chiar atât de multă fericire cât și-ar dori, aduce stres, poate chiar ceartă, controverse, hărțuială, împăcări și așa mai departe. Lucruri care țin mai mult de felul de a trăi o poveste sentimentală a adolescenților. Maturii probabil că sunt mai temperați, dar nici ei nu sunt scutiți de excese. Săptămâna rămâne una marcată și de opoziția care începe să lucreze pe axa caselor 6-12, adică pe cele două case ale sănătății, unde va accentua disfuncțiile endocrine legate de glandele suprarenale, de tiroidă și de paratiroide.